dimineața sunt Tatiana Andrieș. Iată-ne la sfârșitul unui an care, cu bune și cu rele, în această noapte se va încheia. Sper că noul an să vă aducă sănătate în primul rând, realizări, bucurii, fericire și că toate dorințele pe care le aveți să se îndeplinească. Așa cum spuneam, mă întorc din nou la Doamnele Începătoare și, cum am început acel iepuraș în care am prezentat cum putem valorifica diverse bucățele de fire care ne-au rămas, astăzi dimineață, așa ca un ultim tutorial, vom lucra cu un pic de fir roșu, o inimioară. În curând va fi sărbătoarea Sfântului Valentin, voi veni și cu alte proiecte, dar așa, ca un ultim tutorial, cum spuneam, la sfârșitul acestui an, vom lucra această mică inimioară. Vom avea nevoie de croșetul cu numărul 3, o bucățică de fir roșu, veți vedea că merge foarte puțin, foarfece și acul cu gaură mare pentru cusut lână. Voi face un cerc magic și în interiorul acestuia, pentru început, voi face două ochiuri de lanț primului. Contează, deci, două ochiuri de lanț. Acum voi face două piciorușe duble, voi lua odată firul pe croșet, voi intra în cercul magic și voi face primul firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu. Acum trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi lua din nou firul pe croșet și voi face 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu. Acum din nou mă voi întoarce și voi face trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi continua din nou cu un număr de 5 piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț din nou, două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, sper să mă auziți bine, am dat volumul la maxim, două ochiuri de lanț, 1, 2, vom închide acest cerc magic în felul acesta și voi închide totul cu fir alunecat în primul dintre cele două ochiuri de lanț pe care le-am lucrat la începutul acestui proiect. Acum voi continua lucrând două piciorușe scurte.
piciorușe scurte, vin în corespondența celor două piciorușe duble pe care le-am făcut la începutul rândului anterior. Apoi voi face din nou o jumătate de picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Și am ajuns la cele trei ochiuri de lanț. În interiorul celor trei ochiuri de lanț, noi vom face 9 piciorușe duble. Veți vedea că stau toate aici, chiar dacă vi se pare că locul este mic, dar toate aceste 9 piciorușe vor avea loc. Cel de-al nouălea. După cum vedeți, toate cele 9 piciorușe duble au avut loc în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Acum voi face 2 piciorușe duble. Deci în corespondența primului picioruș dublu din rândul anterior voi face un picioruș dublu. Corespondența următorului voi face din nou cel de-al doilea picioruș dublu. Acum voi continua în următoarele trei piciorușe duble din rândul anterior să fac trei jumătăți de picioruș dublu. Deci iau odată firul pe croșet, voi intra corespondența piciorușului, scoate firul și le voi închide pe toate trei împreună. Deci, în felul acesta vom lucra în cele trei piciorușe duble din rândul anterior. Trei jumătăți de picioruș dublu. Dați-vă și cea de-a treia. Și am ajuns în corespondența celorlalte trei ochiuri de lanț. Aici va fi vârful inimii. Și în interiorul acestor trei ochiuri de lanț vom face pentru început trei jumătăți de picioruș dublu. Cel de-al treilea. Un ochi de lanț. Și în interiorul acelor trei ochiuri de lanț voi continua cu alte trei jumătăți de picioruș dublu. Și cel de-al treilea. Acum vom continua în corespondența celor 5 piciorușe duble din rândul anterior și voi face pentru început în corespondența primelor 3 piciorușe voi face 3 piciorușe 3 jumătăți de picioruș dublu. Deci 1 2 cea de-a treia jumătate de picioruș dublu. Sper foarte bine mult să se vadă ceea ce lucrez, încerc să fiu cât mai aproape, cât mai să fie cât mai vizibil pentru dumneavoastră. În următoarele două piciorușe duble din rândul anterior vom face două piciorușe duble. Deci primul, cel de-al doilea
am ajuns din nou în corespondența celor trei ochiuri de lanț, iar aici din nou vom face cele 9 piciorușe duble. Un pic în felul acesta. Uitați-vă inimioara cum se formează. Vom continua în aceste două piciorușe duble pe care le avem din corespondența rândului anterior cu o jumătate de picioruș dublu. Deci, în primul picioruș vom face o jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt în următorul picioruș dublu din rândul anterior, un picioruș scurt și vom închide totul cu fir alunecat în centrul acestei inimioare. Tăiem firul și închidem lucrarea. În felul acesta, ați văzut, am realizat această inimioară foarte simplă. Așa cum spuneam la început, mă adresez doamnelor începătoare care încă nu știu modul în care pot realiza aceste mici lucrări. Vom ascunde firul, eu îl ascund cu croșetul, dumneavoastră veți ascunde cu acul, dacă vă este mai ușor. Ascunde bine. Și acesta din mijloc, unde am închis cercul magic, îl vom ascunde și pe el. Stabilitate lucrării. Și uitați-vă că în felul acesta am realizat o mică inimioară care poate fi o mică atenție alături de alte lucrări, bineînțeles, pentru cineva drag nouă. Aceasta este inimioara. Acesta este modul în care putem valorifica. Vedeți, la mine sunt diferite pentru că am avut câteva capete de fire. Acesta este modul în care putem lucra o inimioară și valorificăm astfel și capete de materiale care ne-au rămas de la diferite lucrări. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de mine pe parcursul acestui an. Așa cum vă spuneam, vă doresc un an nou plin de realizări, de multă sănătate. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom întâlni anul următor. Sper să pășim cu dreptul în noul an. Ne vom întâlni cu noi tutoriale. Vă doresc sărbători fericite în continuare, un călduros la mulți ani. Sunt Tatiana Andrieș și vă spun la revedere!